plânge și tremură din toate încheieturile când își spune povestea. O tânără mămică de doar 22 de ani susține că ar fi fost răpită de 3 indivizi, legată la ochi, ca în filmele cu mafioți, dusă pe un câmp și violată. Mai mult, fata acuză poliția că nu ar fi ajutat-o să meargă la spital acolo, însă ar fi ajuns cel pe care îl acuză de viol. Un bărbat care și la această oră, spune ea, este liber. Ce faci, Veronica? Bine. Câți ani ai? 22. Da. Și câți copii ai? O fetiță. O fetiță, să străiască. Câți ani are? 2 anișori. 2 anișori. Păi de câți ani ești căsătorită cu Viorel? Aproape 5 ani. Aproape 5 ani. Da, nu mai știți? Nu mai ai uitat? Am uitat. Păi cum? Femeia ține minte aniversările, data nașterii, data anunții, data primului sărut, data... Nu? Nu. Ești emoționată. Da, un pic. Câți ani ai, Viorel? 33. Ești mai mare decât ea, cu 11 ani. Da. Dar înțeleg că de pe la vreo 17 ani așa ai pus ochii da, pe ea. Da, da, da. Bun. Sunteți căsătoriți cu acte? Da. Eu mă bucur când aud asta. Dar nu mă bucur când aud altceva. Și anume, că înțeleg, te-ai dus într-o seară să cumperi Pampers? Da, și o sticlă de suc. Și o sticlă de suc. Și ce s-a întâmplat? 3 indivizi. Da. Prima dată mi-au luat telefonul, m-a legat la ochi, m-a băgat în mașină. Așa. Și de acolo m-au dus spre Bârlad. Așa. La intrare, am întors mașina, m-a dislegat un pic. Și apoi ne-a pus cuțitul la gât, a zis că mă omoară. Așa. Așa, și de acolo și-am legat și m-au dus printr-o zonă Băcani. Așa. Așa, și m-au violat. Toți 3? Numai unul singur. Da. Și de acolo am scăpat. Cum? Cu fuga. Am fugit. Ai fugit? Da. Și l-ai ajuns la o șosea pe unde treceau mașina? Da, și am făcut din mână la un om și omul cealaltă m-a dus la poliție. Și am dat prima declarație, am dat-o bine și a doua s-o mușamalizat. Cum adică? S-o mușamalizat. Dar tu n-ai înregistrat declarația la poliție? Că totuși vorbim de un viol, vorbim de răpire, vorbim de aici o grămadă de infracțiuni. Sechestrare, răpire, viol. Păi, prima declarație am dat-o bine. Și ce? Pe a doua n-ai dat-o bine? A doua, când a intrat el, s-a mușamalizat tot. Dar el cine este acest băiat? Niculiță Marian. Mă rog, eu vreau să te întreb dacă el e vreun cunoscut, îl știe lumea pe acolo sau e un băiat? Câți ani are? De el nu știu nimic. Dar tu nu-l cunoșteai pe el dinainte? Nu. Nu l-ai văzut niciodată? Nu. Există o discuție între Veronica și Marian în momentul în care el ar fi răpit-o, cum spune ea, în mașină, în noaptea în care s-a petrecut presupusul viol. Nu mai banghești? Nu mai banghești. Ha, dar tu aveai ochelari parcă odată, nu? Nu. Da. Sau nu ți-o pornit? N-am, de unde să am? Păi te-am văzut odată cu ochelari. Sau erau disori? Erau disori, eu n-am. Bun, băi, Veronica. Da, are dreptate, băiatul. E soția ta după voce, Viorel? Dar nu după nume, că îi zice și pe nume. Hai mă, că omul plânge, ce ai, Sorin. Mi-e milă rău de el. Nu, eu chiar sunt. Ai fi bărbat acum, ce sunt. Mai fată, dar ce a fost în capul tău? Nimic, îți spun. Nisip. Doamna Ilinca, domnul Dumitru, e o fată de 22 de ani, a greșit. Da. Chiar nu poate să fie iertată? Nu a greșit odată. Nu. Hai să ne gândim. Nu, doamnă. Mai ales ce am văzut. Fata asta a plecat de acasă mai de la 16 ani. Mai ales ce am văzut astăzi. Da, dar fata asta n-a avut copilărie. Cred că o viață ușoară n-a avut. S-a măritat. Acum noi nu știm în ce situație. Dar probabil că la ea e o nevoie acolo pe care, nu știu, nu o găsește acasă. Poate nu o înțelege nimeni. Poate nu vorbește nimeni cu ea. Da, doamnă. Evadează, fuge. Eu am înțeles și înțeleg. Nu cred, mai sunt alții, Veronica? Nu. Măi, sincer, mai sunt? Sincer, că nu mai sunt. Eu te mai întreb o dată. Ai mai fost cu vreunul afară de ăștia doi? Nu. Sigur? Sigur. Ai mai fost? Da sau nu? Nu. Dar nu e acuzat de viol. Dacă ar fi fost acuzat de viol, putea să ia ani grei de pușcărie. Măi, dar acum te întreb și eu...
Mă rog, nu mai zic, că mi-e și milă de tine. Dar pe de-o parte. Dar ce e acolo, Viorel? Ce vezi? Poze acolo? Cu ea goală, că eu văd aici. Poți să mă uiți eu, Viorele? Nu, Viorele. Dar e ea, domnul Viorel. Viorel, ce e? Ce e acolo? Hai că spune-o mine la știi, am acolo cu... Îl întreabă unul pe altul, ai poze cu nevastă ta goală? Nu, să vii să-ți dăm noi. Da, zi-mi despre ce. Exact asta e. Nu mai zic nimic. Zi, Viorel. Poți să mă uiți eu, e soția? Nu la asta, nu. Aia e prea înaltă. Stai puțin, e soția, o recunoști în poze, adică e corpul ei? Da. Te-a violat Marian duminică seara pe 5 ianuarie 2020? Da. Dacă ai avut relații, stai un pic. Cred că o mor. Te-a violat Marian duminică pe 5 ianuarie 2020, deci mai dacă... răspund o dată. Deci te-a violat, deci dacă te-a violat, da? Zi da sau nu? Înțelegi diferența? Cum ai răspuns la test? Trebuie să te fi culcat cu el. Stai mă puțin că înțeleg. Cum ai spus la test? Stai, tu zi cum ai răspuns la test. Nu. Da sau nu? Nu. Nu, tu la test tu ai răspuns că da. Că te-a violat. Atunci mai zi o dată, da. Da. Deci, ce ai zis la test? Că noi avem filmarea. Ai mințit. Da, zice că ai mințit, că nu te-a violat, Marian. Adică a fost de bunăvoie, ziceai tu. Da. Stai mă, că nu mai înțelegem. Deci dacă la detector... Înțelege. Deci acolo tu... te-a întrebat dacă Viorel te-a violat, adică dacă te-a buscat, dacă... Sau te-ai culcat cu el de bunăvoie. Iubita mea, aici citim întrebările cum ai răspuns tu la detector. Și tu la detector ai mințit, ai spus că da, te-a violat. Este așa? Cred că nu, da, nu cred că e o nuanță aici cum pe care nu? Nu o percep. Că avem și filmare de acolo. A, da. Când ți-a pus doamna psiholog întrebarea, te-a violat sau nu te-a violat? Tu hai să mergem la următoare. Ai înțeles, nu? Ia mai departe. Okay. Următoarea întrebare. Ai întreținut relații intime cu Ede? Nu. Cum ai răspuns? Nu. Ok. Deci, ai întreținut relații intime cu Ede? Hai să vedem cum ai răspuns la această întrebare și dacă ai zis adevărul sau nu. Tu ai zis că n-ai întreținut. Nu. Hai să vedem ce iese. Ai mințit. Ai întreținut? Cu Ede, ai întreținut relații intime? Da. Ok. De ce? E bine. Nu că e bine. Bun. E bine. Mai departe. Următoarea întrebare. Ți-ai înșelat soțul cu alți bărbați din afară, în afara lui Marian? Nu. Așa ai răspuns. Da. Hai să vedem. Ai mințit. Deci cum e? Da sau nu? Păi, Veronica, dacă tu recunoști... Ai ieșit da. Dacă tu recunoști cu gura ta că te-ai culcat și cu Ede și cu Marian, cum spui că nu l-ai înșelat? A greșit, deci da. Hai, mai departe. Nu, mai sunt două ceva? Nu, astea-s toate, asta. Ne-am lămurit. Mai trebuie una, să fie una. Mai era uite una, asta mai prima. Era una. Prima, e mai lungă. Aia e grea de tot, ai grijă. Ia zi, Viorel. Pune-ți centura. Zi, până tu acum avem noi deja scris în spate. Ai întreținut relații intime. Ai întreținut relații intime cu Marian la hotelul din Bârlad în urmă cu 2 ani? Da. Cum ai spus la detectorul de minciuni? Ai spus adevărul. Da. Asta e tot. Bravo, mă, nu că-i cinstit, a spus adevărul la ultima. Astea, tu ai spus că o vrei în continuare nevasta ta. E adevărat? Și tocmai că aseară am discutat. Așa. Așa la hotel am discutat. Ea o cerut. Dacă părinții lui divorțul. Nu mă vrea, divorț. Stai un pic, ce treabă au părinții în căsnicia voastră? Păi dacă a zis că nu mă primește. Dar tu te răzbuni pe Viorel, care te iubește, fiindcă ți-a zis soacră ta că nu te mai vrea în casă? Adică de ce trebuie să plătească el ce a spus mama lui? Păi așa consideră fiecare pe drumul lor. Așa, așa a zis soacră ta, dar ce, tu te-ai măritat cu soacră ta? Nu mai vrea să stea în această căsnicie în care se simte prizoniera lui Viorel. Așa este? Nu, că vrea mă comandă soacră mea. Ce spui? Mă comandă soacră mea. Te comandă soacra? Pe tine sau pe el? Mai mult pe mine, că... Te comandă soacra. Mă, acum ești în casa ei, ce vrei da, și tu? Da, știu. Toată viața, cât vei sta în casa soacrei, cu mici excepții, ea va fi șefa, că ești tu da, în casa știu. Ei. Da, știu. Că urmează, să vedem. Niște imagini, un filmuleț, un material care pe mine m-a lăsat fără cuvinte.
Este un filmuleț cu tine, Veronica, pe care am zis că l-ai făcut și l-ai trimis lui Eddie. Însă, noi nu putem să dăm tot ce ai făcut acolo, că nu ne lasă CNA-ul. Și atunci noi vom tăia materialul. Cei de acasă vor înțelege. Deci noi nu dăm de la brâu în sus, cum ai trimis tu, ci noi vom da de la gât în sus, cred. Deci, că nu putem să dăm când tu te-ai dezbrăcat să-i arăți lui Eddie, știi tu ce i-ai arătat, da? Deci nu putem să dăm. Pectorali. Nici blurat nu putem să dăm pectoralii pe care tu i-ai arătat, că nu vrem. Așa că doar atitudinea pe care tu ai avut-o când te-ai filmat și ai trimis lui Eddie, atâta vrem să arătăm și vă rog să fiți foarte atenți la următoarele imagini. Îndrăgostiți ca niciodată. Veronica și Viorel s-au distrat de minune în jacuzzi. Dacă ieri cei doi soți erau hotărâți să divorțeze, azi soția Vulpiță și Viorel și-au declarat iubire veșnică. Îl iubesc, vreau să rămân în continuare cu el. Vreau să fiu alături de Veronica până la adânci bătrâneții, că avem un copil împreună. Astăzi mergeți acasă, aveți emoții? Nu. De ce? N-aveți emoții? Păi nu a zis mama că nu vă primește? Poate să zic ea ce o zice, că n-am eu treabă. Tot mergi în casă? Da, îmi iau ce am și am plecat și la revedere. Și tu? Ai emoții? Nu. Nu. Ce crezi că te așteaptă acolo? Că mă dă afară, asta sunt sigură. A zis că mă primește mama mea. Și mergi cu el? Da. A, deci v-ați hotărât unde mergeți. Da, da, da. Adică nu mai mergeți acasă la tine. Nu. La părinții mei. Soacră, ce ai de gând să-i spui când ajungem acolo? Când nu mai vreau să mai vin la ea, că o zis că nu mama primește în curte. Uh-huh. Și nu mai vreau să mai intru în curtea ei. Tu ce vrei să-i zici mamei când ajungi acolo? Să-și vadă de treaba ei, să mă lăsă în pace. Am văzut ce o gălăgie făcea aseară și la revedere, s-o termina cu ea. Nu mai iubești? Nu. Nici pe tatăl tău? Nici pe unul. Asta ne-a unit, că eu mergeam pe o cale, zic așa, dreaptă. Când am văzut ce filmări, ce poze, așa, cam m-am îngrijorat și cam aveam de gând să mă despărțesc de ea. S-ar putea, dacă mai greșești ceva, s-ar putea să ne întâlnim în alte situații mai grave pentru ea. În ce situații? Dacă greșești, s-ar putea să fie la judecătorie. Dacă nu, și stă în banca ei, merge bine. Poate o duc la munte, pe undeva, în altă stațiune, poate mai mare. Haideți să vedem cum au acționat părinții lui Viorel atunci când și-au întâlnit fiul și Nora. Însă, atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Părinții tăi, nu. Lasă-mă! Da, 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 vine cu atât. Da, 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 da
Nu te prinde mâna. Hai, da. Nu, hai, da, eu chem răgăt cu mine. O adevărată bătălie. Asta s-a întâmplat în momentul în care soția Vulpiță și Viorel au dat nas în nas cu părinții lui. Fata v-a spus adevărul și ăla cu mașina care i-a pus... Marian? Mai este încă unul. Marian și mai erau doi băieți. Așa, doi băieți. Au violat-o, te pomenești. O spus exact destul de clar ce s-a întâmplat, că noi am auzit, noi știm ce s-a întâmplat acolo. A vrut să o treacă granița, să o ducă dincolo, dacă nu, să o șteargă de tot de pe fața pământului, să nu mai există. Viorica, nu prea vine a crede. Păi tu n-auzi, mă, că ea a fost acolo, râde și ea când te aude. Deci tu continui să crezi că nevastă ta a fost victima unei tentative de răpire și a unui viol? Păi nu știu, eu spun ce telefon îi primesc de acolo și ăsta îmi spun. Lasă-mă, că ei a spus că îi place să danseze. A și arătat asta în filmulețul în care dansa cu becul din tavan, dansa, a zis că îi și plac manelele. Așa că știi ce a făcut ea aseară? Până să ajungă în cameră după ce a plecat la seminție. Da, asta știu. Știu, da? A fost la studio la... Știu. Tank. Da. Ai spus că îți place acest melodie și ai spus că îți și place să dansezi. Așa că ai dat o probă de dans pentru că, iată, a fost unul din visele tale. Noi te-am ajutat și hai să vedem ce a ieșit. Mi-mi dorit mult să-l cunosc pe Tanca Uraganu. Iar visul Vulpiței s-a îndeplinit. Am văzut că este pusă pe sistem așa, are zvâc, are ce trebuie. Ieri, după emisiune, celebrul manelist a primit-o pe Veronica la studioul de înregistrări. Nu doar ca să o cunoască, ci și ca să dea o probă de dans, așa cum ea și-a dorit. Place să dansez, să fiu întrebă cu el. De ce îți place de el? Că am ascultat melodiile și îmi place foarte mult. Îți place doar să dansezi sau ai vrea să dai și o probă de voce? Prima dată să dansez. Și dacă Țancă nu te va accepta, va spune că nu ești suficient de talentată? Asta e, dar va face efortul să fiu mai talentată. Ai spus că vrei să-l lași pe Viorel să se întoarcă acasă, iar tu să rămâi în București. Da. Și ce ai vrea să faci tu în București? Să dansez, să cânt. Și cu Maria, fetița ta, ce se va întâmpla? Eu las fata asta rămână la soț. Crezi că soțul tău va fi gelos când te va vedea așa? Nu. Pentru că, iată, avem parte de crize, de gelozie și de lacrimi. Veronica și-a pierdut cumpătul și a răbufnit în fața soțului ei. Și dacă el spunea că vrea să se mute la București și să fie dansatoarea lui Țancă Uraganu, de exemplu, astăzi, tânăra de 22 de ani, ține cu dinții de Viorel. O față a Veronicăi pe care până acum e adevărat că n-am prea văzut-o. Iar dacă ea abia reușea să-și țină în frâu lacrimile, el a fost mai tot timpul cu gura până la urechi. Ia, așa că eu zic să vedem de la ce a pornit tot scandalul, pentru că ceva s-a întâmplat și cred că nu e deloc ceva superficial. Ce s-a întâmplat acolo, sper să înțelegem din imaginile următoare. Rămâi cu ea. Eu stau asta și plec. Omule, nu plece degeaba. Da, păi n-ai văzut să ne cunoaște seara. Auzi, ăsta-i când spune eu, uite ea. De ce plângi, Veronica? Veronica? Păi era că nu vreau să recunosc că unii... Ai fost aseară. Unii te-ai dus. Unde am fost aseară? Da, unii ai fost. Păi dacă tu nu vrei să recunoști. L-ai gagici? Tu nu te gândești la mine, nu? Oricum, fata e mea. Nu vreau să o cresc ca asta. Ține-mi minte de la mine. Ce spui? Dar nu mă interesez. Eu pe asta sunt oprind. Dacă mai vine și de sare iar la noi. Bune, mă las. O eu de pare, eu o eu. Bine, de ce râzi în timp ce ea plângea? Eu? Da, de ce să plâng eu? Ia uite, atâta oară. Da, de ce râd eu? Păi ce are? Da, îți place să vezi pe Veronica plângând? Dar eu nu știu la ce o plângea. Dacă mă stau cu cineva de vorbă, gata, începe să plângă. Păi da, pe ea o deranjează. Și pe mine mă deranja. Ce te deranjă? Nu acum. Dar când? Știi când. Dar ai spus că mai e ta?
Eu te-am iertat, da. A, și acum ce vrei să faci? Te răspund pe mine, a? Nu mă răspund. Da. Nu. Veronica și Viorel au avut parte de experiențe de neuitat, nu știu ce au de gând să facă de acum încolo, nu știu unde vor locui, ce vor munci, dar știu sigur că a fost un weekend de neuitat pentru ei. Mai multe nu vă spun, haideți să vedem imaginile. Tensiune maximă în cuplul Vulpița Viorel. Da, ia mâna de mine, gata! Cum m-ai enervat? Uite așa. Rămași în București în acest sfârșit de săptămână, soții Veronica și Viorel au trecut prin momente extreme. Vulpița și-a ieșit din minți de supărare și a dat o palmă soțului ei. Asta spre deosebire de vineri, când tot din cauza supărării pe care i-a pricinuit-o Viorel, mai tânăra lui nevasta abia reușit să se oprească din plâns. M-ai făcut să plâng, n-am putut să dorm. Da. Da. Lacrimile au apărut pe obrajii Vulpiței după ce a văzut imaginile în care soțul ei stătea de vorbă cu Mihaela. Stai un pic, vezi că ai niște șervețele. Ia, uite, vezi că-ți plăcut. Dracu, înalță-mă. Ia, mă, știi. Dar tu, Viorel, ai vrut să o faci geloasă? Așa ți-ai propus tu? Da, și puțin geloasă. Am dat o lecție din viață. Ui, ce zice, drag? Am făcut-o și geloasă și am dat și o lecție din viață să vină cu picioarele pe pământ. Și un pahar cu apă, vă rog. Nu mai plânge cu tot cu mine, stai liniștită. Păi de ce? Alo, Veronica, nu mai plânge că tot cu mine ești. Tot cu mine ești. Stai liniștită. Nu mai plânge degeaba. Stai, Emilica, nu mai plânge degeaba, că tot cu mine ești. Alo. Iota. Veronica. Dar nu mai pot. Dar ce vrei? Te rog, nu mai plânge, gata. Momente de disperare pentru soția Vulpiță. Tânăra mămică a plecat dis de dimineață spre Blăgești ca să-și vadă fetița, care a rămas în grija bunicilor paterni. Vii de la protecția copilului? E fata mea! E fata mea! Iată! Da, mamă diplomat! Dani! Mamă diplomat! Dani, certificatul! Acu! Da, ce-l dau! Și pe alu Viorel și pe eu! Nu! A, nu? Nu, pe alu Viorel lasă-l aici! Pe alu Viorel îl lasă aici! Dar de ce să-l lași? Viorel are fată! Da, joacă și joacă! Mai ele! Vrei cu poliția, Viu! Nu mai dă fără! Pare comandă! Că așa știi! Să comandă toată viața! Incredibil! Soția Vulpiță se mută în palatul lui Țancă Uraganu. De ce vrei să te muți aici, Veronica? Celebrul manelist a primit-o pe Veronica la moșia lui. Sper că nu vă dezamăgi. Și a pus-o la treabă. Vreau să văd și pe ea ce poate să facă. Ce spune Viorel despre faptul că soția sa a fost în casa lui Țancă și că Țancă vrea să o ia ca și dansatoare, iată, pe Veronica în concertele pe care le are chiar și în străinătate, cum ar fi pe 15 februarie, deci și de ziua îndrăgostiților. Radu. Ziua, Mirela, bun găsit tuturor. Ne amintim cu toții acel dans pe care Veronica i-l-a făcut lui Țancă atunci când a mers la el la studio și totodată știm că lui Viorel, care se află acum lângă mine, nu i-a picat prea bine acest dans și crede că Veronica s-ar putea îndrăgosti de Țancă Uraganu, așa că este hotărât să facă tot ce-i stă în putere pentru a o ține departe de Țancă și implicit să o țină lângă el. Viorel, ce i-ai spus Veronica atunci când ai aflat că ea s-a văzut cu Țancă de această dată la el acasă? Da, i-am spus că îi dau una de seară uraganul din cap.
Veronica a strălucit din cap până în picioare și a atras privirile tuturor, mai ceva ca un magnet. Și nici nu e de mirare, vulpița parcă abia coborâse din paginile unei reviste de modă, direct pe ringul de dans, ce parcă o aștepta. Dornic de petrecere și înconjurat de multe femei frumoase, Viorel s-a dezlănțuit pe ringul de dans. Soțul Veronicăi a făcut furori printre doamne și domnișoare. Ba chiar a dansat cu ele, până la epuizare. Așa, pe Veronica și pe... I-am pus pe Veronica și pe Mariana. Îi vedeți că îi stau în față, da? Stați că îi vedeți imediat. Iată. El e șoferul, ea stă aici. Bun. Nu. Ați înțeles ideea. Ia, arată-ne tu. Păi nu știm. Ia, arată-ne tu. Deci Veronica stă aici. Veronica stă aici. Nu este semnul întrebării. Aici cine? Aici e semnul întrebării. Șoferul care... Semnul e șoferul, da? Aici stai tu, aici e Veronica. Bun. Da. Mai departe. N-are porbagaj, dar merge. Semnul întrebării nu era acum. Deci nu stătea nenea. Gelul nu stătea. Da. Mai departe. De păi lasă-mă să termin, să zic drept. Ce să mai spui drept, mă? Dar tu ce te bagi, ești tu acolo? Noi n-ajungem să terminăm seara aia. Haideți odată. Explică tu, vino tu aici și explică dacă ai fost acolo. Păi ce tot te bagi dacă nu știi? Fii atent vrei aici. Să afli sau nu vrei să afli? Stai un pic. Oricum ți s-a dovedit în față că... Ce s-a dovedit? Te înșală de față cu tine și acum gata, tu te activezi. Vezi de treaba ta. Așa, ați plecat și... Am plecat cu mașina după care am schimbat roata. Aceeași mașină care am luat-o cu Veronica. Am ajuns la Bârlad, la non-stop. Gata, te rog. Am ajuns la Bârlad, la non-stop acolo. Da. E în intrare un non-stop. Așa. Am întrebat-o pe Veronica. Cum te-am întrebat, Veronica? Zi acum, sincer. Ia, cum m-ai întrebat? Hai, zi sincer, cum te-am întrebat? Hai, spune-i tu dacă ești mai deștept. Nu-i vorba deștept. Da, hai, zi sincer, te-am întrebat. Vrei ceva de la magazin, Veronica? N-am spus nimic. N-ai spus nimic? Nu. Dar ce-o zis că vrea? Prăjiturele măgura, ce salea? Prăjiturele măgura. Scuze. Da, am înțeles, asta vrea fata, măgura. Așa, mi-ai zis că vrei un suc. Este? N-am spus așa. N-ai te-ai dus și ai luat, ca un domn. I-am luat. S-a dus. Între timp, șoferul care a mers cu mine, l-a sunat, nu știu cine l-a sunat, soția lui sau nu știu cine l-a sunat. Așa. El a trebuit să plece acasă. Și v-ați mutat cu toții în mașina lui Gelu. Hai, Veronica, dă-te jos. Așa. Nu, hai, nu ne-am mutat acolo. După ce am luat nu, alea... Nu, m-am mutat în porbagaj. Uite așa să ți-o spui. Așa. Tu râzi, Viorele? Da, eu ce să fac? Eu mă uit la el că... Nu, era de jos. Dar eu ce să fac, doamna Mirele? Eu cred că tu erai în porbagaj, Viorele, de tot știi de azi. Da, eu cred că tu erai în porbagaj și tu știi tot. Bun, cum era. Bun, da, hai, știu. Mai departe. A plecat omul acasă, Gelu. Nu șoferul. Gelu, șoferul. A plecat acasă. A plecat acasă, așa. Dar Gelu... Tu ai rămas cu Gelu și cu Veronica. Da, în spate. Veronica. Așa. Nu. Deci de la IRB, de la non-stop, iarăși începem de la capăt. Hai zi, vedem dată că terminăm emisiunea, zi! De la non-stop am plecat undeva la grădină, da? Că prietenul meu a zis, băi,
Lasă-mă în pace cu prostii de astea, eu plec acasă, tu mai la acasă. Șofer, n-am eu treabă cu voi ce faceți. A plecat, s-a speriat și el, șoferul. A plecat, plecat acasă. Și am rămas voi trei, mai departe, tu, Gelu și Veronica. Acolo Veronica în grădină a început să zic în felul următor. Băi, Veronica, ce s-a întâmplat? Ai grijă ce zici. Vezi că e ora la care nu poți vorbi prostii. Chiar dacă ați făcut prostii, nu spui, zici altfel. Am întrebat așa, măi, Veronica. Ce se întâmplă până la urmă? Mergem acasă, te duc acasă, ce faci? Nu, ai spus că mă duci așa acasă. De ce m-ai dus în satul Ceala? Ce vrei să faci? Lasă-mă să termin. În satul Ceala. Da. Așa. Te-am întrebat frumos. Măi, ce faci? Mergem acasă, ce se întâmplă cu bărbatul? Ai zis că da, gata, că nu mă mai sună. A început iar să distrez. Se simțea bine acolo. Așa. Unde era? În grădină? În grădina publică. E un restaurant acolo. Ai, în parc. Da. Ah, bun. Așa. La care ea la un moment dat, vai, dar nu vreau să stau aici, că bărbatul meu cunoaște nu știu pe cine, pe aici, și mi-e frică. Dacă mă vede și mă bate. Și bărbatul meu cunoaște. Și mie. De ce nu recunoști? Auzi, nu m-ai întrebat pe ea, tu zi varianta ta până la capăt. Că bărbatul meu cunoaște pe aici și mi-e frică de el. Vreau să mergem într-un loc mai retras. Ia, un loc mai retras. Ia, și mie. Unde te-ai dus? Bagă mișini, bagă. Am fost la Băcani. Am plecat spre Băcani. Băcani ce e asta? Al sat? Acolo unde a fugit ea. Toți trei cu mașina? Așa. Eu, Gelu și Veronica. El era în spate. Era în spate, lângă mine. V-ați dus la Băcani. Gelu conducea și voi doi în spate, ok. Bun, te duci la Băcani, mai departe. Pe drum. Așa, mai departe. În mașina lui Gelu, așa e. Pe drum am discutat iarăși. Veronica, uite, ăsta e Gelu. El e băiat serios. Așa. Și nu ți-a spus. Da, știu că ne-ai spus așa că este Gelu. Și eu ți-am zis că nu merg la el. Păi acum știi că ți-am zis că este Gelu și ai zis că nu mergi la el, în fine. El e Gelu, faceți cunoștință. Dar el e Gelu și să mă ducă. Dar tu să fii serioasă. Ce înseamnă ce tot face aici? Zi, ce se întâmplă cu bărbatul tău? Te bate sau ce se întâmplă cu el? Da. A, dar nu, că nu mă înțeleg bine, dar... Da, vreau până la urmă la Gelu, dar nu știu cum să fac cu actele. Ea o ținea cu actele. Măi, nu ținea nimeni, n-are nimeni dreptul să-ți țină actele. Așa. Dar tu pentru și drept să vii la soțul meu să-mi iei actele. Pentru și drept să te auzi și eu. Hai, te ascult. Ca să te măriți cu Gelu. Da. Păi eu vreau să te ascult. Din prostia ta, mă, băiete. Așa. A, tu erai zi în corbăgaș, da. Zi mai departe, zi. Am plecat spre Băcani acolo. Așa. Ești calcitrat. Tu ești. Deci după, eu am o întrebare. Mirela, iartă-mă, dar eu chiar nu înțeleg. Treaba cu pantalonii jos. Are și păi acolo ajungem. La Băcani. Acum ajungem în satul Băcani. Zi. Aha. A început Veronica, iar era pe existență. Am ajuns acolo. Așa. La Băcani, am ajuns la un izvor. Fierbea motorul la mașină. Am să luăm apă. Era un izvor acolo. Gelul s-a dat jos, aveam în spate un bidon mai mare. Bă, dar Gelul s-a sărat cu numai bun din muncă a fost în seara asta. Repară mașina, pune roata, adă apă. Păi nu i-a dus femeia pentru el sau pentru tine? Că văd că tu ai stat numai păi cu da, dar acolo pe banchetă vorbeam... și Gelul a muncit. Păi acolo vorbeam despre Gelul, dar Veronica a început iar să distreze. Să duce Gelul după apă, tu rămâi cu Veronica. S-a dus Gelul după apă, la care Veronica a început. Vai, dar vreau să mă distrez. Și-a dat jos un pic bluzița. Recunoaște. Și-a dat jos un pic bluzița. Stai un pic. O zis mai urât cum ai zis tu aseară. Dar trebuie noi să punem, să ne cerem scuze. Adică a zis direct, ți-a zis direct că ea vrea să așa, da? Da. Bun. Și ce s-a întâmplat? La care am încercat. Îs băiat. Ai încercat? Da. Bun, stop. Până aici. Până aici. Aici publicitate, doamnelor și domnilor. Din momentul în care s-a dus Gelul după apă cu două bidoane și au rămas pe bancheta din spatele mașinii și ea a zis că vrea să se dezbrace și și-o da cămașa jos, ce continuarea după publicitate. Dar am rămas în momentul în care s-a dus bietul Gelul să aducă apă de la izvor. Ce vă trebuia vouă apă de la izvor pe 5 ianuarie noaptea? Nu știu, dar voi știți mai bine. Am repetat. Fierbea motorul. Bă, dar numai ghinioane cu mașina aia. Ba pană, ba fierbea motorul. Vine poliția. Păi nu, că aia era altă mașină. Altă bun. Mașină. Tu rămâi cu Veronica în spatele mașinii. Pe bancheta din spate. Da. Ce se întâmplă? Acolo iar era fericit, vesel, gata, vreau să mă distrez. Adică ea ți-a spus, e clar că vrea să, așa, da? Da. Bun, cu tine. Unde ai spus așa? Eu când am văzut că așa, am încercat câți băiat. Mă, că nu este nicio registrare. Așa, zi. Am încercat câți băiat. Între timp a primit telefon, iarăși. Ai încercat că ești băiat. Telefonul mi-era închis. Da, dar tu cam ce ai fi vrut să... Mai ai primit telefon. Să-l sune pe bărbat, Ariane. Între timp, ai încercat la ea, acolo a venit faza cu pantalonii. Da. Între timp sună telefonul. Da. Nu mai era când telefonul. A sunat telefonul. Deschis omule, măi, nu mai minți, lasă-mă să termin. Era închis.
Mă lăsați să termin sau? Stai, era închis. Ia să vedem ce zici tu, Marian. Stai un pic. Deci după ce a primit 3 săptămâni să spui, Veronica, nu te supăra. Vine omul pe banii lui, pe trenul lui, pe troleul lui de la Blăgești. Să-l ascultăm. Tu 3 săptămâni ai vorbit tu. Te rog. După ce a primit acel telefon, iarăși a început să panicheze, să facă ca nebună acolo. Eu când am văzut că iarăși face așa, da, m-am retras. M-am dat frumos din mașină. Dar între tu timp, cum te-ai băgat, ca să zic așa, dacă știai că ea era pentru prietenul tău gelul? Păi eu am mai avut o aventură cu ea înainte. Normal că știam despre ceva. Prima întrebare. Testul pe care l-a făcut Viorel Stegaru astăzi. În ziua de 5 ianuarie 2020, ai știut că soția ta, Veronica Stegaru, a plecat să se întâlnească cu alți bărbați? Nu. Haideți să vedem dacă a spus sau nu adevărul. Ai spus adevărul. Mergem mai departe cu următoarea întrebare. Viorel, ți-a spus vreodată cineva din sat că soția ta, Veronica Stegaru, întreține relații intime cu alți bărbați? Nu. Haideți să vedem cum a răspuns Viorel și ce spune testul. Ai spus adevărul. Deci Viorel nu știa nimic din... Poate ce n-am mai ținut minte. Eu fi spus cineva, dar n-am mai ținut minte. Ai știut vreodată, a treia întrebare, că soția ta, Veronica Stegaru, întreține relații intime cu alți bărbați? Nu. Ce spune testul? Ai spus adevărul. N-ai știut niciodată. N-ai avut nici cea mai mică bănuială că Veronica umbla cu alți bărbați. Și o ultimă întrebare esențială. Ai bătut-o pe soția ta, Veronica Stegaru, de mai mult de 2 ori? Nu. Testul spune... Ai spus adevărul. Doamnelor și domnilor, Viorel nu a știut nimic niciodată și, într-adevăr, doar de 2 ori a bătut. Menționez încă o dată că ceea ce vedem aici nu este un exemplu sub nicio formă pozitiv. Că violența domestică trebuie clar combătută și interzisă sub orice formă și că în niciun caz nu putem accepta ca fiind vreun model de viață tot ceea ce s-a întâmplat între și tot ceea ce se întâmplă între voi. Eu cred că lumea care ne urmărește a înțeles. Numai că, din păcate, față de teorie suntem departe și nu e doar cazul vostru.